Salut, sunt Zenta Regatar și astăzi să vă prezint un joc magic. Acest joc magic are două etape. 1. Puteți încerca pentru a accelera timpul într-un anumit loc și spațiu și a încetini timpul într-un anumit loc și spațiu. Probabil v-ați întrebat cum de într-un anumit loc timpul trece mai repede și în celălalt trece mult mai încet. Conform teoriei lui Einstein, el spunea că atât timp cât ne aflăm într-un loc în care gravitația este mult mai puternică, pentru noi timpul va trece mult mai încet. Acum trebuie să ne gândim sau putem să și analizăm. În principiu, ține mai mult de fizica cuantică. Putem să ne gândim noi foarte mult, dar nu întotdeauna vom găsi un răspuns care să ne mulțumesc. Aici îmi propun două jocuri magice, accelerarea și încetinirea timpului, foarte ușor de făcut. Mulți vor spune că ține de autosugestie, dar puteți să încercați ce aveți de pierdut. Să începem. În primul rând, prima etapă, accelerarea timpului. Vă trebuie un pix de culoare roșie, pe care veți desena o stea și un cerc în interior și în exterior, adică un pentaclu. Desenați acest pentaclu în palma stângă. După ce ați desenat acest pentaclu în palma stângă, gândiți-vă la o clepsidră în care timp curge. De exemplu, sunteți la ora 11, vă imaginați că timpul va curge și se va accelera până la ora dorită de dumneavoastră. Și apropiați mâna în centrul frunții și puteți spune în felul următor. Nisipuri ale timpului, arătați-mi mie cum se transform nopțile în zile, petale de trandafiri, atât de ușoare și uimitoare, accelerați timpul în acest loc și spațiu. Acum, așa să fie. Bun. Probabil o să mă întrebați la ce sunt cu aceste petale de trandafiri. Aceasta este dintr-o traducere făcută de mine. Ar suna cam așa. Rose petals of grace speed up the time in this place. În concluzie, nu toate lucrurile traduse motamo sugerează același lucru. Aici este vorba doar de petale de trandafiri care pot să fie anumite particule de energie care se transformă în a accelera fluxul timpului. Dar, v-am spus, totul este mult mai complex. Bun, partea a doua. Pentru a încetini timpul, vă trebuie un pix de culoare albastră în care veți desena tot un pentaclu de culoare cu pixul albastru în palma dreaptă de data asta și veți zice, apropiind și gândindu-vă tot la o clepsidră în care timpul pur și simplu curge mult mai încet, apropiați palma de frunte și ziceți: timp încetinește cursul tău firesc, puterea naturii, pământ, foc, apă și aer în acest loc și spațiu, prin puterea creată, așa să fie. Vizualizați că timpul trece mult mai încet. Acestea sunt jocurile propuse de mine. Aceste jocuri magice care pot ține de autosugestie. Dumneavoastră puteți să le încercați și puteți să-mi spuneți părerea dumneavoastră. Vă mulțumesc, eu sunt Zenta Regatar și întotdeauna o să vă arăt ceva ce am descoperit, ce voi mai descoperi și ceva ce funcționează și ce au fost testate de mine înainte. Vă mulțumesc!